Temperaturi de peste 36 de grade Celsius, așa se anunță a fi săptămâna aceasta din punct de vedere meteorologic. Cetățenii sunt sfătuiți să petreacă cât mai puțin timp în aer liber, mai ales la orele de vârf, pentru a evita starea de rău cauzată de căldură. Știți cum să vă protejați pe timp de caniculă? Păi, multă apă și cât mai la răcoare. Altă variantă nu avem. Să nu umblu afară la vârsta mea și să beau prea multe lichide. Pe timp de caniculă trebuie să beau multe lichide, să am grijă de inimă că sunt hipertensivă, să-mi iau regulat medicamentele și când e soarele puternic să stau mai bine în casă. Apă cât de multă, mă retrag pe la umbră pe undeva, altcumva cum. O baie Mureș, că e aproape Mureș de mine acolo. Mergem la strand. Astăzi, arădenii au încercat să se adăpostească cât mai mult în zonele umbrite ale orașului, fie la terase, fie în parcuri, însă intervalul oral 10-16 nu este prielnic pentru plimbare. Dacă este necesară deplasarea în aer liber, medicii recomandă o ținută deschisă la culoare, din materiale ușoare, protecție pentru soare și multe lichide pentru hidratare. Din păcate, și următoarele zile vor arăta similar, cu temperaturi ce pot ajunge spre sfârșitul săptămânii până la 38 de grade Celsius.